luptă cu imagini de la Râmnicu Vâlcea, unde handbalul își reintră acum pe deplin a echipei atât de cunoscute, cu 13-10, 12-9. Bruce Bittingham, pe fondul unor erori, mai zice, chiar copilărești făcute de handbalistele noastre, a revenit, a jucat pentru Gheorghe în Liga Campionilor în 2016-2017 și iată, reușind să înscrie, trebuie să vină să Asma Elgaoui, care e din Tunisia, ne apărăm însă foarte bine și SCM Râmnicu Vâlcea pleacă tot prin Elgaoui pe contraatac, duce până în poartă. Ce bine, ce bine s-a apărat Cristina Florica. Am văzut și picioarele din Vâlcea, are această capacitate să se ducă chiar la mai mult de 3 goluri, cât a avut maximum până acum pe tabelă. O pasă pe la spate pentru Elgaoui! Din nou, gol superb! Acțiunea goluri marcate până în acest moment. Și mai vine unul. Important este că tabela se modifică în dreptul nostru. Elgaoui. Visă. Au intrat în amenințare de joc pasiv. Cronometrul oprit pentru ștergerea suprafeței de joc. O suprafață de joc care costă una de Champions League, undeva în Rally Bittingham, să tragă repede la poartă. Ne apărăm. Foarte important este că le-am obligat să se ducă până în pasiv și apoi să pun special Telecom Sport. Este acolo, iar Vâlcencile pleacă pentru probabil ultimul gol al acestei partide. Elgaoui a făcut și ea o partidă grozavă. O victorie la diferență mare, 34-27, 7 goluri avans, în condițiile în care la pauză au fost numai 2, însă Vâlcea a arătat a fi echipa mai puternică, repet, și soluții parcă mai multe pe bancă. Un start mai mult decât încurajator pentru echipa condusă de Pera în fața campioanei Germaniei. Urmează însă cel mai greu test. Și sigur o deplasare, un meci cu Brest. De asemenea, să nu uităm deplasarea cu Budușnost într-o grupă ce de unde merg mai departe ca și în celelalte grupe, primele 3 din aceste 4 formații. Eu sunt Cosin Gava și vă mulțumesc pentru atenție.